Știu că nu vrei să vorbiți despre subiectul ăsta. Nu vreau să vorbesc pentru faptul că nu vreau să spună lumea că sunt la Gică și am început să vorbesc frumos de Gică. Nu. Gică Hagi a făcut o academie, a mai avut și Gică Popescu, dar Gică Popescu n-a mai făcut-o. Și păcat că România nu e exemplul lui, unde se poate să fie mult mai multe academii, în care să pună oameni de fotbal adevărați, să muncească, să ducă, să caute și să vină și să învețe copiii să vină la divizia A, pregătiți pentru fotbal. Pentru că noi le cerem la divizia A să joace sistem, eu știu, 3, 2, 5, 1, 4, 5, în sfârșit ce sisteme sunt, numai în condițiile când trebuie să ne gândim înainte să-i punem treaba asta, dacă ei poate să facă sau dacă poate să joace sistemul ăsta sau dacă sunt, se potrivesc. Iertați-mă, am citit ieri că un interviu al lui Cosmin Contra acordat în presa sârbească și a spus, domnule, dar Hagi nu ne înțelegea, zice el, când la antrenamente, ne spunea, bă, cum nu reușiți să faceți așa? Zice, bă, ești Hagi. Da? Și ce și-a dat seama foarte târziu, că el ne cerea și spunea, incredibil, nu poți să dai o pasă exact cum zicea, spune, nu, da, că nu suntem Hagi și din cauza asta. Dar știu că aveți o legătură cu Hagi, nu? Adică dacă găsiți jucători și așa mai departe, adică da, căutați și da, sunt scouteri la ceea ce vedeți. Da, da. Am înțeles. Am ajuns deci după o perioadă lungă Gică Hagi să fie convins că atunci când mă uit undeva și văd un copil de fotbal că frumos, e perspectivă. Și nu e, deci eu am în divizia la ora actuală așa cel puțin 56 de jucători pe care eu i-am luat de mici copii și i-am adus lângă mine și ultimul l-am luat pe acest Câmpanu, care azi dimineață m-am uitat la televizor, sunt supărat puțin pe el. Faptul că a zis, zice, l-a întrebat, ce părere ai? Te-ai sacrificat pentru fotbal? Cum ai ajuns? Cum ai făcut? A zis, domnule, eu am avut greutăți pentru că eu m-am apucat de fotbal și în sfârșit am plecat de la mama și de la tata de acasă sau cam așa ceva a spus. Așa este. Și sunt supărat pe el pentru faptul că el este un jucător foarte, foarte bun. Datorită faptul că a trăit în cercul ăsta în care a trăit și s-a organizat singur, poate că nu s-a organizat bine, dar a ajuns la ora actuală în care postul pe care joacă el nu îi se potrivește. Pe partea dreaptă se poartă acum, se intre cu stângul, se dea cu interiorul la colțul lung, da. Dar el trebuie să vină în joc, să vină să învețe să deposedeze, pentru că știe, l-am învățat. El trebuie să folosească ambele picioare și atunci când îți vine mingea, el pe partea dreaptă nu are unde să ducă. Ori o ia în dreapta și ferește să o ia în dreapta pentru că nu îl folosește pe piciorul drept și pleacă mai mult în stânga și adversarii se prind și îi dă voie să intre pe teren sau să joace înapoi. Dar e un copil care poate să joace număr 10, nu, încă n-a ajuns la numărul 10. Pentru că nu s-a întâlnit în timpul jocului și poate să organizeze ușor să devină un număr 10 așa cum trebuie să devină. Dar Ianis în meciul cu Germanii? Poftim? Ianis, zic, în meciul cu Germania și Ianis este jucătorul care asta e părerea mea. Nu trebuia să fie schimbat. Pentru faptul că era singurul jucător care era penetrant. Deci Ianis este jucătorul, când are mingea la picior, încearcă să treacă printre... S-a văzut. Să dribleze. Da, s-a văzut. Și poate mai făcea. Și de asemenea putea să dea și al doilea gol, dacă în caz atunci când pe partea stângă vârful de atac a plecat, Pușcaș a plecat, da. Și în loc să tragă la poartă, trebuia să-i dea înapoi lui Ianis. Da. Și atunci dădea gol și făceam 2-0, era altul jocul. Eu am zis că nu trebuia să fie schimbat, dar... Mirel știe mai bine că echipa națională. Asta e părerea mea. Dacă greșesc, îmi cer scuze. Ce facem? E greu de crezut că am ajuns să ne duelăm cu ei? Adică să fie meci capital, crucial contra lor. Acum 10 ani, în ultimile 4 meciuri le-am dat 14 goluri în afară de înfrângerea asta 3-2 în martie. Noi eram înainte la multe echipe din Europa și acum ne tremură, să spun așa, cheloții pe noi, cum spun fotbaliștii, cu... În sfârșit, ziceam de fel. Mici. Da. Eu, apropo de echipă mică și mare, m-am uitat ieri la Anglia cu Andorra. Dacă te uitai, vedeai pe teren aceleași echipe care le-ai văzut pe Germania și România. Unii care erau 5 deci cei slabi cu cei buni. Deci cei slabi eram noi față de Germania și oia buni, Germania și Anglia. Inevitabil s-a întâmplat și la englezi, 5-0. Și la noi se putea întâmpla. Cu toate că a venit târziu și datorită faptului că n-am putut să facem față și n-avem pe bancă așa de buni
jucători atunci când intră în locul celuilalt să, da, să nu se vadă. Să rămână la același nivel. În sfârșit, Andrei nu e de la Craiova, nu e un jucător care face și faza defensivă. Și dacă n-a făcut-o, așa cum spunea și Rădoi, nu poți să iei capul omului că a greșit, dar asta ne costă. Făcea săracu niște semne acolo. Da. Apropo de echipa națională, 10 ani de zile a jucat, nu? 10 ani, să zicem, da. Dar spre deosebire de băieții de acum, acum nu vrem să fie răutăcioși care se duelează cu Armenia, vă duelați cu Brazilia, cu Cehia și cu Anglia, nu? Dar noi am avut... Deci noi, generația noastră, am putut prin exemplul nostru să creăm, să se creeze în urma noastră idoli. Deci generația lui Gica Hagi au avut de unde să vadă idoli. De asemenea, generația lui Gica Hagi a venit generația lui Mutu și a lui Chivu și foarte puțin Ilie. Dar dumneavoastră ați avut idol? Adică ați dus să fiți ca cineva? Cel mai mare fotbalist care l-am întâlnit în viața mea și sunt mândru că am jucat contra lui este Cruyff. Mie mi-a plăcut Cruyff. Am jucat cu Rapidul, cu Ajax în Germania, în un meci amical, în care n-am văzut mingile. N-am văzut mingea de fiecare dată. Pasau. Formau triunghiuri pe teren și te pasau de cum pasează și acum. Și am reușit. Avem și noi pozuțele aici de cu, cu Steaua, cu Barcelona, da, nu? Da. Aici este generalul Dragnea. Da. Sameș. Fane, Sameș, da. Aici este cu, aici este Steaua cu Cruyff, da, nu? Cruyff. Am poze cu el și în sfârșit am și discutat cu de multe ori, de câteva ori cu el, pentru că era foarte bun prieten. Am fost prieten bun cu Radu Neuweiler. Și Radu Neuweiler era prieten cu Van Hanegem de la Olanda. Da. După meci cu Olanda ne-am întâlnit, am avut câte o cafea, am stat de vorbă. Ce, mi-a plăcut foarte tare. Atât de mare a fost? Atât de mare? Mare de tot. Așa deci, noi din eu am fost, povești. Eu în România consider că am fost printre primii care am făcut cele trei alunecări. Deci alunecarea în condițiile când te apuci să o faci sunt de trei feluri. Constructivă, destructivă și cealaltă care este, în sfârșit, necesară. Și procurorul mi-era prieten și spunea Timfra, așa ne spuneam, frate pe de Andoasele. Da. Cum mi-explica, mă întreba Dinu. Și Dinu a fost mare fotbalist și în sfârșit imediat și-a însușit-o și a făcut-o. Dar eu cred că am creat această posibilitate ca jucătorul să câștige mingea fără să facă fault, dar și făceam și fault când vedeam că nu se mai poate. Da. Cum fac și ăștia? Și pentru treaba asta vreau să spun că, deci, făcând alunecările astea, am fost foarte, foarte util și am încercat de fiecare dată să câștig mingea. Și n-am uitat-o și am făcut-o de fiecare dată. Eu îmi câștigam câte 30-40 de deposedări făceam pe meci și dacă mai primeam încă vreo 50-60 de pase de la coechipierea mea, închipăște-ți că aveam 100 de pase. Din 100 de pase aveam și calitatea senzațională, lung sau scurt, prin lovirea pe care o aveam, să pot să o dau unde trebuie. Și atunci greșeam foarte puțin și eram în capul meu, eram super liniștit. Mi-a plăcut fotbalul, rămâneam după fiecare antrenament când eram la Rapid sau la Steaua să fac ce trebuia să fac. Eram la Rapid, spunea Nea Gică Nuțescu, a venit antrenor și spune, băi Ioane, nu-mi plăcea să-mi spună Ioan, băi Ioane, zice, băi, vină bun să bați lovituri libere, că tu lovești bine mingea. Nu, Nea Gică, lasă-mă bre în pace. În sfârșit, mi-a explicat el de unde să vin, cum să dau, uite-te și tu la oblemencu, că dă și așa mai departe. Și m-am apucat să bat lovituri libere. Și am început să simt că pot să dau. Până am dat primul gol. Când am dat primul gol, atunci, la fiecare antrenament, când se termina antrenamentul, mulțumim, îmi dădeam 100-200 de lovituri. După antrenament, da. 200 de lovituri libere și am ajuns să dau și cu stângul și cu dreptul gol din lovitura liberă. Stai! Nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!